Spuneați că nu puteți face predicții pentru anul viitor în privința banilor, dar puteți spune ca pondere în mixul de comunicare cum credeți că vor evalua diversele medii, având în vedere și consumatorii și comportamentul consumatorilor din evoluția lui în ultima perioadă. Televiziunea este o medie foarte prezentă în viața consumatorului din România și atunci este absolut firesc ca din punct de vedere plasament de media să fie media preferată. Vedem că... Adică în mixul de comunicare undeva rămâne la 60, a spus 200 peste de milioane 50, anul ăsta. Peste 50%, da. 55-60, dar depinde foarte mult de brandul din spatele bugetului. Dacă este un brand care se axează pe tineret, în momentul ăla televiziunea nu mai este media principală. De ce? Pentru că tinerii nu se uită la televizor. Timpul petrecut de tineri în fața televizorului este foarte mic comparativ cu timpul pe care și-l petrec pe internet, de exemplu. S-ar putea televizorul să fie dat pe un post de muzică și care să meargă în background, dar ei să fie mult mai atenți și mai preocupați de ce se întâmplă pe spațiu digital, care este deja parte din viața lor. Drept urmare, e foarte important brandul care alocă banii și astfel încât noi când cheltuim banii respectivi, nu punem 65% pe TV, nu. Analizăm consumatorul, vedem ce face el și ne întâlnim cu consumatorul acolo unde îl găsim. Dacă îl găsim pe mediul digital, acolo vom cheltui banii. Overall, din punct de vedere suma tuturor clienților din România, da, televiziunea continuă să fie foarte importantă. Mediul digital crește și crește pentru că timpul pe care și-l petrece consumatorul crește. Ați dat un exemplu în întâlnirea online referitor o comparație YouTube-TV pentru publicul tânăr. Corect. A mai existat un recent, a fost făcut un studiu cantitativ, ca nici nu știu cum a fost, un studiu al e-research care arăta că publicul comercial, orășenii de 18-49, dacă nu mă înșel, de la oraș cu internet, de la orașe mari cu internet, aceia se uită, în general, în medie, se uită mai mult pe net decât la TV și pentru informație și pentru divertisment. Se va reflecta acest lucru în cheltuielile de publicitate în perioada în anul viitor sau se reflectă deja? Este foarte important să te întâlnești cu consumatorul acolo unde el își petrece timp. Acestea sunt punctele de contact pe care noi le definim pentru fiecare brand în parte și alocăm bani pentru aceste întâlniri. Dar impactul publicității se mai măsoară într-un fel, nu numai în timpul petrecut de consumator. S-ar putea ca în anumite momente de timp el să nu fie deschis către recepționarea mesajului publicitar. În alte momente de timp să fie foarte deschis. Dacă caută ceva pe internet și, nu știu, vrea să-și cumpere o mașină și caută foarte multe informații, dacă în momentul ăla servești o reclamă despre o mașină, s-ar putea să fie de foarte, foarte bine percepută. Dacă nu prinzi momentul și servește o reclamă la detergent, sigur nu este bine percepută. Deci intră foarte mulți factori în analiza de media pe care o agenție o face în momentul în care realizează un media plan, un media mix. Toate studiile acestea sunt luate în considerare și multe altele. Punând totul cap la cap, așa, digitalul va crește, dar asta nu înseamnă că televiziunea va scădea din acest motiv. Vedem consumatorii care utilizează deja mai multe ecrane în același timp. Iar sunt foarte mulți factori care trebuie luați în considerare și luăm de fiecare dată când facem un media plan sau un media mix. Apreciați, hai să punem cap la cap, dacă se poate, ponderea fiecărui mediu în 2013 cu o valoare estimată, dacă o aveți, cu ponderea pe care apreciați că o vor avea în 2014. Nu vor diferi foarte mult. Adică 2013 versus 2014 până la urmă este o zi care le desparte. Nu va fi o deviație fantastic de mare, dar în timp, pe parcursul anului, s-ar putea din foarte multe motive
digitalul să prindă mai mult curaj, să fie mai bine folosit de către agenții, să fie mai bine folosit de către clienți, că nu este numai reclama, este și contentul pe care îl găsești și pe care îl servești clienților. Investițiile în content versus investițiile în achiziționare de spațiu media, care pe digital sunt foarte binevenite. Iar este un complex de împrejurări care... Dar în cifre... Nu-mi dau seama, s-ar putea datorită ordonanței. Televiziunea are circa 200 de milioane din 300 de milioane. S-ar putea să piardă televiziunea, dar nu din cauza audienței, ci din cauza ordonanței. S-ar putea ca clienții să prefere să-și comaseze bugetele către mai puține stații de televiziune, în loc să folosească 50, să folosească 10. E clar, televiziunile mici vor pierde. La fel de bine cum s-ar putea ca brandurile tinere să nu mai comunice pe televizor și să prefere digitalul. Digitalul va crește, este o digitalul, parte din... Spuneați în întâlnirea online, dacă nu mă înșel, vorbeați de 20% din totalul. 20% din cheltuielile înseamnă actuale. Înseamnă circa 60 de milioane, din care cât se duc la jucător local, cât se duc la internațional și ce a însemnat, de exemplu, YouTube-ul. Intrarea YouTube pe piața românească. YouTube a intrat în aprilie. Monetizează, poate nu la nivelul dorit, dar clar monetizează și va monetiza în continuare foarte, foarte bine. E clar că se vor duce mai mulți bani în YouTube. Trebuie să ducă și content în YouTube. Adică nu este suficient să cumperi priroluri, să cumperi spațiuri de publicitate. Trebuie să investești în content astfel încât fiecare consumator care vine în contact să-și petreacă mai mult timp, să înțeleagă despre ce vorbești. Nu știu să spun astăzi. Cum se împart acei 60 de milioane între jucători locali și jucători internaționali? Destul de mult pe jucători internaționali, foarte mult. 50%, 70%? Probabil că da. Nu, probabil că în jur de 50%. Uriaș. E uriaș. Este. Este. Alții ar estima că numai la Google s-ar duce 60 de milioane. Speculații pe speculații, piață. Da. Rămân din totalul de 300 de milioane aproximat pe anul acesta, vreo 40 de milioane. Cum se împartă acei bani? Outdoor, radio. Cât pentru fiecare? În jur de 30 de milioane, probabil 20-30. Outdoor, 20, print, radio, și foarte puțin print, din ce în ce mai puțin print. Adică vedem foarte multe titluri de print care se închid și trec sau trec pe digital. E foarte bine că trec pe digital. Asistăm la niște tiraje care, dacă stăm și ne aducem aminte că la un moment dat evenimentul zilei avea tiraj de 800 de mii pe zi și acum... vorbim de tiraje de 10.000-20.000, este ușor halucinant până la urmă. Dar iată că cititorii respectivi îi găsim pe ediția digitală a aceluiași brand, ceea ce e foarte bine. Încă nu este monetizată la fel, dar va fi. Deci spuneți că, pus cap la cap, nu vor fi diferențe majore între... Nu majore. Probabil digitalul va crește, probabil televiziunea va scădea. Nu spectaculos, dar ușor,